Io sono Raffaele Cibine, vengo a sentire un episodio di Gunstar. Bra io non sono Raffaele, caro stesso per YouTube, finché è perfetto, mi iscrivete al vostro. Dar sento no per YouTube, da? Ci vreau astăzi să vindem niște mașini și după aia să mergem la o piscină. Așa. Deci am ajuns aici. Cred că o să vin mașina asta. A fost cât pe cei. Era să mai e poliția. Am făcut bine că nu am luat mașina, fiindcă eram pus pe jar. Adică la jar. Să căutăm o mașină, fiindcă nu găsim. Doamne, ce mă enervează. Eu nu o să fac facecam, fiindcă nu știu ce v-am zis. Sunt nou, dar o să încerc să fac data viitoare. O să vă așteptați la alt episod, fiindcă va fi unul în curând. Și dacă îmi facem până 20 de like-uri, o să vă arătăm următorul videoclip. O, da, și vă rog frumos să apăsați butonul de like. Așa, acum o să ne ducem să o vindem. Îmi pare rău dacă nu se aude și vorbesc încet. Azi sunt răcit. Și asta este foarte rău. Așa. O leacă mai în față, o să găsim magazinul de vândut mașini. Magazin, da. Aici. Acum o să ne uităm la videoclip, fiindcă o să punem pauză. Am revenit înapoi, am fost nevoit să văd videoclipul ca să pot să vin mașina. Și acum o să l omorâm pe fraierul ăsta, care nu e la fel de șmecher ca mine. Stai jos, curcanule ce ești. De fapt, poți ești o găină. Jos! Jos! Mi-ai dat nimica? Am consumat gloanțe degeaba cu tine, fraierule. Da, și după cum am spus, mâine, dacă o să strângem până în 30 de like-uri, o să vă arăt următorul episod. Cred că va fi peste 3-4 zile. Cred că mâine. Doar sâmbătă și duminică o să filmez, pentru că sunt la școală și n-am cum să filmez, dar... Să mai găsiți noi videoclip cu mine la... O să filmez și lunea și vinerea de la 3 la 3 în sus. După cum vedeți, cum o să căutăm altă mașină mai șmecheră, chiar dacă m-a luat poliția și mai șmecher și mă ia. Și după ce o să luăm o mașină frumoasă, o să mergem la o... O să furăm o mașină, fiindcă suntem mai șmecheri, avem o mașină de viteză și cum să scăpăm de poliție. Așa. Dacă o să ne urmărească, da, sigur. Și nu ne-au urmărit, asta avem noroc. Și apoi o să mergem la un night club, fiindcă este night afară. Aici fi locul. Trebuie să mă schimb, că nu mă duc așa la piscină, fiindcă noi vrem să agățăm ceva. Stai un pic.
Já como se mergem. Tire no ar costume, vai de caplor. Vou fi morte. Já pode. După cum vedeți, asta nu știe să notă bine, fiindcă n-am învățat școală și e prost. Asta e în chiloț și asta e în chiloț. Bă, n-ai voie să stai în chiloț în fața fetelor. Nu o să mai bat oameni, fiindcă cred că o să mă ia poliția. Și asta nu e bine, fiindcă nu pot să fug. Tu ce vii, măi, ce-am îmbrăcat un costum? Vrei să are costum? Ia de aici. Ia de aici la mama ta stiei. Jos! Ai avut bani la tine, ai făcut bine. Așa te băteam dacă n-aveai. Da, de parcă nu te-am bătut. Te omoram de două ori, ca să fii mereu. Data viitoare, dacă o să strângem mai multe like-uri, o să încerc să fac și facecam. Să-mi vedeți minunata față. Acum vreau să... Cum vreau să-mi iau banii de pe casă și o să vindem mașina asta care o avem, fiindcă e urâtă culoarea asta. Cum o să mă duc să o vin? Și apoi cred că vom încheia episodul. Pare rău dacă a fost puțin pentru voi. Misiunile, dacă vreți misiuni, o să fac data viitoare, fiindcă acum nu pot. Îmi pare rău, foarte. Și aici îmi pare rău, fiindcă se termină episodul. Da, și după cum v-am spus... Și după cum v-am spus, o să încheiem... Nu le cuțu că eu, dar și-a spus așa că nu a terminat eu. Uite asta, e că așa cum mai filmează. Îmi pare